Azi dimineață în Leordina a avut loc o explozie cauzată de o butelie de gaz, iar casa respectivă a fost imediat cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit de urgență două echipaje ISU Maramureș din secția Vișeu de Sus și un echipaj Smurt. Ajuns la fața locului, s-a constatat că în urma incidentului au rezultat două victime. Este vorba de un bărbat de 35 de ani și unul de 44 de ani. Bărbatul mai tânăr a fost găsit în stop cardiorespirator și imediat s-a început resuscitarea sa și a fost salvat. În cazul bărbatului de 44 de ani s-a constatat că acesta a suferit arsuri de gradul 2 pe mâini și pe picioare și a fost transportat de urgență la spital. Pompierii aflați la fața locului au reușit să localizeze incendiul. Autoritățile atrag atenția pe această cale populației să nu verifice cu flacăra dacă butelia este etanșă. În cazul unor suspiciuni de scăpări de gaz, se recomandă apelarea la o soluție de apă cu săpun. De asemenea, trebuie folosite doar buteliile cu regulator de presiune în bună stare de funcționare, montat la robinetul buteliei. Este interzisă utilizarea buteliei în altă poziție decât cea verticală. Regulatorul de presiune se va deteriora în cazul în care butelia nu este în poziție verticală. Nu utilizați butelia în apropierea unor surse de căldură, sobe, radiatoare, calorifere sau în spații neaerisite. Datorită gazului pe care îl conține, butelia funcționează optim până la temperatura de minim 5 grade Celsius. Dacă temperatura de la care este adusă butelia la instalare este mai mică decât această temperatură, nu utilizați butelia la o sursă de căldură directă. Păstrați butelia la temperatura din interior până când suprafața acesteia este la aproximativ aceeași temperatură cu temperatura ambientă.